Preț de 3 ore la această adresă, procurorii de ICOT împreună cu polițiștii Biroului de Combatere a Crimei Organizate au efectuat în această dimineață percheziții la suspecții bănuiți că ar fi clonat mai multe carduri. 20 de persoane sunt suspectate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Galați și procurorii de ICOT că folosind carduri clonate au efectuat retrageri de numerar pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană și Orientul Îndepărtat. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele acestora au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive electronice folosite în cadrul activității infracționale, precum și sume de bani rezultate din această activitate. În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupării ar fi desfășurat în perioada 2011-2013 activități vizând compromiterea terminalelor POS prin copierea întregului conținut al uneia sau mai multor înregistrări de pe banda magnetică a unor carduri autentice și ulterior efectuarea de retrageri frauduloase de numerar. Astfel s-a reținut faptul că membrii grupării ar fi achiziționat elemente componente ale dispozitivelor electronice folosite în activitatea infracțională din mai multe țări, printre care China și Mexic, și le-ar fi asamblat în România. Ulterior, suspecții l-ar fi folosit în operațiunile tip skimming pe teritoriul mai multor state din cadrul Uniunii Europene, printre care Italia, Germania, Estonia sau Franța. Datele astfel obținute erau folosite pentru retrageri neautorizate de numerar cu ajutorul unor carduri clonate în țări din Orientul Îndepărtat. În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii de ICOT au descoperit și ridicat mai multe dispozitive electronice folosite în cadrul activității infracționale, precum și sume de bani rezultate din această activitate. La sediul de ICOT, Serviciul Teritorial Galați, au fost aduse astăzi în vederea audierii 25 de persoane.